Salutare și bine m-am regăsit pe canal. Revenim cu un nou video din bolirea porumbeilor. Avem multe noutăți să vă prezint. Avem și vești bune și vești proaste. Veștile proaste, care le știți deja și sunt așteptate în perioada asta mereu, ouă limpezi au fost iar la câteva perechi. În schimb, aici am avut o pereche, o femelă grizzly de indian și un mascul kite grizzly, tot așa. Femela a avut un început, un fel de paramixoviroză, ori salmoneloză, nu știu exact sigur ce, dacă a fost paramixul sau salmonela, dar una din astea două au fost sigur. Și am sacrificat-o și pe ea și pe mascul. Și ca vești bune și noutăți avem câțiva puișori. Uitați aici o pereche formată, deci o pereche formată, dar o pereche care se bat foarte rău, nu înțeleg de ce. Nu-mi dau seama, femela asta e ultima adusă, ea a fost împerecheată cu un alt mascul, în mod normal ea e femelă, dar se bate cu masculul grav, n-are alt mascul, e treaba dubioasă, nu știu, nu... În fiecare an și mereu apar câteva chestii noi. E o vorbă, cât trăiești înveți, dar parcă prea de tot. Da. Avem ouă bune la acest mascul, ceea ce mă bucură foarte tare, pentru că avem șansa de a da mozaic. Căpăcita, veste proastă, are un singur puișor, celălalt l-am găsit astăzi căzut pe scândură și era mort. A fost frig, era normal să nu supraviețuiască. Avem primii puișori de linie nouă aici, care deja măricei, din grizzly pe galben și guta. Are unul închis și unul deschis, dar nu sunt foarte mari. O să vi prezint când vor mai crește. Aici, la indieni, am un puișor laminelat. Deja a căzut inelul. Da, n-are nimic. Îl inelă în săptămâna viitoare. Așa. Și mai avem un pui aici la jucători. A, se vede. Am închis jucătorii pentru că din nou masculul a făcut aceeași fentă ca anul trecut. A călcat o femelă de linie nouă, pasta albă, la care voi muta ouăle. Au un nou deja. Și când îl face și pe al doilea, săptămâna viitoare le iau ouăle. Dacă sunt bune, amândouă le mut. Dacă nu sunt bune, vă dați seama că le arunc. Avem un ou la perechea asta. Un ou aici. Două ou aici. Ăștia par limpezi, dar îi mai las că sunt primele ouă. Un ou acolo. Un ou bun la indien aici. La ăsta. Aici. Avem nimic, ăștia v-am zis un nou, ăștia au ouat, un nou, perechea asta s-a format, sper să calce masculul și să aibă, stai mă maimuțul ele, avea o pană, să dea ouă bune, ăștia sper să nu se mai bată, ăștia aici au limpezi și s-au luat săptămâna trecută. Nu știu cu ce se potrivesc, că ăsta n-a călcat sigur, că n-are cum, are limpezi așa. Și nu pot să-i pun, nu pot să-i mai separ, că să-i le arunc chiar, că nenorocesc femela. Doar dacă desperechezi femela. Și dacă e tot o mai las, ia să vedem, o calcă la că ia să pune femela. Că le-am aruncat ouăle astăzi. Ia, s-a băgat ăla, nu l-a lăsat. Uf, deci se bat în turna. Ăștia aici au avut limpezi și ei. Ăștia trag la cuib în turna. Ăștia au avut limpezi pe box. Asta e. Lor le-am aruncat ouăle. Ah, și a mai fost o pereche cu limpezi. Bălțat asta cu almondul ăla, care el anul trecut n-a scos. Stați așa. Să-l iau pe ăsta. Să-l țin eu, să-l dau înapoi pe ăsta, că poate să duce și o calcă. Ca să stea așa. Stai pe box acolo. Golanule. Uite cum era puiul.
Are puiul, are gușa full și l-a întors într-o parte și așa a rămas la, din cauza la gușă. Da. Sper să scoată ăștia puișorii să fie cum trebuie. Ah, îi au un ou, dar tura trecută au avut două bune și s-au bătut și au aruncat ouăle. Da. Aia e. S-au bătut prin boxe pe aici. Pentru boxe. Teoretic, acum au spațiu foarte mult. Am eliberat toate boxele, sunt două închise. 4, 5, că asta e așa. Deci 5 boxe și au spațiu, sunt boxe goale, adică boxe goale aici, boxe goale aici, goale aici, aici, aici. Dar bineînțeles că ei nu urcă. Avem aici boschetarii ăștia. Despre ce vorbim? Le-am pus acolo cuib ca să facă și ei ceva. Mă rog. Astea sunt niște detalii. Uitați-i ce se iubesc. Să vedem, poate o calcă masculul. Dar ea, acum femeia la serie asta a avut un singur ou. N-a depus două. Și dacă a fost și limpe, l-am aruncat. Am zis, hai că păi poate n-a crucit prima oară cum trebuie. Nu știe că n-a. Și acum că azi le-am aruncat oul. Dacă deja caută să calce și așa, e bine. Că când o săptămână jumate sau o iar. Sunt tineri. E normal. Îi am pe tratament acum pe toți de cu aerofloxacină. Timp de 15 zile îi țin pe toți cu aerofloxacină pentru că dacă a fost cazul ăsta cu perechea aceea, femeia la care am adus-o nici n-a fost vaccinată. Cine a avut-o n-a vaccinat-o. Știam. Eu n-am mai avut cum să o vaccinez. Da, asta nu înseamnă că a avut și ea o sensibilitate cel mai probabil și aia e. Ia să vedem. Măcar să urcă. Na, a prins-o rău pătratul ăsta aici. Nu e treaba. Bun. Revenim acum din partea asta la altă cu noutățile. Că avem niște noutăți. Pam, pam, pam. Aici am făcut curățenie, am scos pui, păsările mari care erau așa și avem noutăți, avem 9 păsări noi, 9 voiajori, așa, aduși cadouici, dar îmi plac mult tare de tot, nu văd un argintiu, e jos aici, așa, îmi plac mult cum arată, deci n-am mai avut voiajori de câțiva ani, dar sunt foarte încântat de cum arată. Sunt păsări de zbor, adică sunt păsări zburate, majoritatea, în afară de cea de acolo, de pe treaptă, care e cu încălțătură, aia cred că e o curcitură ceva. Dar eu i-am adus pentru doici, pentru a crește pui ca doici. Uitați argintiu frumos. E bine că e și un argintiu, e o altă culoare. Am un mascul pe plus. Rămâne de văzut dacă voi căuta o femelă să fac 5 perechi sau îi las așa, pentru că am masculul ăsta de tăpălăgos, care e foarte bătrân săracul și femeia lui încă e productivă. El nu știu cât de productiv mai e și dacă era ceva, băgam masculul de voiajor cu femeia și oricum îi țineam ca și crescători, adică nu mă interesa atât de tare ce ar fi putut să scoată, pentru că ouăle lor oricum ar fi fost aruncate. Eu în momentul de față le-am pus boxe, le-am pus cuibare pe boxă, îi aștept să se ia. Avem și niște cuibare noi, tot de la băiatul acesta care am luat porumbeii, pentru că el a renunțat la tot. Și am luat și cuibarele, frumos tot ce avea și mai are niște cuibare de adus din ce am înțeles de la el. Așa. Și rămâne de văzut acum. Eu o să-i las ca să... Uitați, deci ăștia spereche pentru că masculul trage la femelă. Încă nu-i cunosc pe toți foarte bine. Am înțeles doar că argintiul este cu o femelă listă. Ah, cu asta de aici. De lângă hrănitoare. Cu pana aia listă în aripă și puțin alb la ochi. Așa. Mai ar fi o pereche cu inele, cu cleme roz. Amândoi ei ar fi pereche. E greu de văzut acum. Dar îmi dai eu seama până la urmă. Așa. Eu îi țin, v-am zis, ca și crescători.
acum, în seriile astea, eu cred că prima serie o pierd. Adică nu o să potrivesc. Nu vor avea, cred că, porumbeii mei o bune ca să scoată ăștia. Dacă ei vor avea o bune și el alții n-au, eu nu le arunc ouăle lor, îi las să scoată, scoate un rând de pui, nu mă deranjează, poate să-i crească, așa îi văd și cât de bine crește și îi aștept. Și pui vor fi sacrificați ai lor și aia e. Pentru mine nu e un impediment, nu e un deranj, asta e. Dacă nu, ne lăsăm de ornament și ne apucăm de voiajări. E, glumesc. Așa. Da, cam acesta este video. Dacă aveți întrebări, neclarități, lăsați un comentariu și dacă am timp, îmi fac timp când voi vedea mesajul și vă voi răspunde. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine. Pa, pa!